Ciotoba de porc poate fi preparată atât în stomac cât și în vezică. Vezica se ia, se golește de conținut, se spală bine, apoi se pune să stea cel puțin o oră în apă cu sare și cu oțet. Apoi, cu ajutorul unui pai, se umflă pentru a-și putea mări volumul. Noi tăiem mai mulți porci pe an și păstrez vezica de la un porc la celălalt. Nu o folosesc în aceeași zi. O las 2-3 zile să se usuce bine, apoi desfac ața și o bag la congelator. Înainte să o folosesc, o pun în apă rece și ea devine foarte maleabilă.